ziua și bine ne am găsit la o nouă emisiune în creierul minții. Vi se întâmplă în ultima perioadă să aveți mai multe griji? Care e obiectivul sau care este uh, elementul central al grijilor dumneavoastră? Vă doare puțin capul? Aveți probleme cu somnul? Și multe multe întrebări legate de grijile și îndoierile, incertitudinile, neliniștile noastre. Și așa, încet încet, ajungem la un subiect despre care sigur om avea astăzi ce discuta și dacă e mai avem nevoie de încă multe episoade. Despre anxietate. Despre anxietatea cea de toate zilele. Pe care e firesc să o întâlnim din gând în gând în viața noastră, dar uneori se întâmplă să fie ea mai puternică decât putem noi să o gestionăm. Despre subiectul anxietate voi discuta astăzi cu invitatul meu, psihologul Oliviu Beceru. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Salutări și telespectatorilor! Mulțumim frumos! Mulțumim că ai acceptat invitația! Stabilim că putem vorbi la persoana a doua, te rog frumos! Da! Și plec eu așa cu prima întrebare. Oliviu, știu că tu, ca structură așa de început de carieră, ești inginer? Da, de formație sunt, sunt inginer. În general, m-am ocupat cu studiul obiectelor reale, ca să spun așa. Așa. Dar la un moment dat în viață simți nevoia să, să faci și altceva pentru a te completa ca om. Mărturisesc că științele astea exacte te ajută foarte mult să înveți anumite lucruri practice, tehnice, dar nu, nu cred eu că nu te ajută la fel de mult să te formezi ca om. Ai nevoie și de o de o știință umanistă. Și după ceva ani de, de, de școală, m-am întâlnit cu un fost prieten, un fost coleg, de fapt, actualmente și prieten. Și eu îl știam, el studiase medicina și psihologia, între timp, deci două facultăți, avea o dublă specializare. Și l-am găsit foarte schimbat a modul cum vorbea, cum se prezenta, idei noi. În mod plăcut pentru tine. În mod tine. plăcut. În mod uh -huh. și M-a avut așa un, un feeling ce mult a evoluat omul ăsta, ce o fi făcut. Și l-am întrebat, îmi plac ideile astea noi pe care, pe care le ai, care le spui, și de unde sunt. Ce? Și el mi-a răspuns, sunt din psihologia cognitivă, unde am studiat, și așa am început și eu să-l să întreb ce e psihologia cognitivă. L-am rugat să-mi recomande niște cărți, am citit niște cărți de bază și ușor- ușor am ajuns la psihologie după care am decis să fac și facultatea și iată-mă aici. Adică tu nu te-ai dus, ai deschis cumva câteva cărți care spuneau, te exprimau niște idei, cele pe care tu le căutai erau în speță despre psihologia cognitivă. Tu ai zis nu, vreau să învăț de la zero. Și ai înscris la facultate, da. ai făcut facultatea, ești psiholog astăzi, da. iar interesul tău este pe partea asta de psihologie cognitiv comportamentală. Exact, da. Așa. Da, consider că în orice domeniu în care te, în care, de care te apuci, e nevoie să înveți principiile de bază pentru prima dată. Și odată ce cunoști principiile de bază și istoria domeniului, abia după aia poți să te dezvolți, cred eu, cu adevărat și în mod, mm. în mod eficient. Și să poți să vii, să emiți și să ajuți pe alții. Atunci da. când știi. Da. De fond, tot ce se întâmplă. Nu doar, cum spuneam, Adineauri, un curs sau ceva, o mică specializare. Exact. Asta apreciez foarte mult și mi-am mi dorit și îmi doresc să promovez exact acei oameni care fac și uh, psihologia și vor să ajute pe cei din jur prin cadrul um, acestei specializări, dar o fac um, corect, sănătos, da, nu -un superficial. Da. da. Care implică niște ani de Exact, și de exact, multă. exact. Da. da, dar până la urmă nu ne putem juca cu emoțiile, gândurile, comportamentele oamenilor. Da. Hai să revenim la tema noastră. Cam cum am putea noi să încadrăm așa pentru telespectatori, dacă, știi, cum începem ca la școală, cu o mică definiție, dar nu neapărat uh, plină de da. termeni uh, teoretici, ci să plecăm de la ce e anxietatea asta, care, de care tot auzim în fiecare zi și ne plângem de ea. Anxietatea este o emoție orientată către viitor. Către viitor și are un grad de impredictibilitate. În sensul că nu știi la ce te aștepți și ea este percepută de cel care o emite ca fiind ceva periculos, ceva care îi afectează starea de bine. Deci cam asta ar fi pe scurt o definiție anxietății. Spre deosebire de frică care e o alarmă primitivă, bazală. Anxietatea întotdeauna este legată de viitor. Ne este, suntem anxioși cu privire la ceva ce credem noi că o să se întâmple. Ce, ce credem noi. Asta să e foarte importantă o da. De cele mai multe ori nu se întâmplă. Totul se rulează în mintea noastră. De aia se spune că suntem anxioși. Suntem anxioși, exact. Ne este frică de ceva, de o posibilitate, de o probabilitate. Exact. A, acel obiect... Nu are efect asupra noastră direct. Adică, ne e frică să trecem strada pe roșu, că s-ar putea să ne lovească mașina. Asta e o chestie normală. Da. E o frică care ne păzește. E o, o anxietate, gradul sănătos. Dar, când e pe verde semaforul, semaforul ne arată culoarea verde, și noi tot nu pășim pe trecerea de pietoni că poate vine o mașină deja da. mergem spre o zonă în care anxietatea ar spune cuvântul iar gândurile noastre sunt atât de puternice încât ne blochează emoțional și comportamental. Da, ați vorbit acum practic de o îngrijorare uh -huh. uh, productivă și o îngrijorare neproductivă. Exact. Îngrijorarea fiind și componenta cognitivă a anxietății. Uh, da, îngrijorarea productivă este cea care ne ajută să rezolvăm probleme, ne ține alerți, uh, este eficientă și ea este... Este, se referă la, la niște probleme concrete din momentul prezent pe uh -huh, care le ai de rezolvat. Uh -huh. Anxietatea întotdeauna te duce într-un moment viitor. Exact. Viitor, care, din anumite momente, el este nepretenos pentru tine. Și ar fi două cauze pentru care percepi acel, acel eveniment. Prima ar fi că îi supraestimez uh, gradul de risc, adică ai o deformare a realității, supraestimând riscul, cum spuneam. Iar cel de-al doilea, subestimezi capacitatea ta de a face față la respectivul risc. Deci astea două componente, din punct de vedere cognitiv, susțin, uh, susțin anxietatea și gândurile anxioase. Adică aveți balaurul mai mare decât este. Exact. Da? Foarte, foarte plast, Problema, spus. oricare ar fi ea. Și te simți pe tine mai neputincios decât ești. Exact. În realitate, tu ne fiind atât de putincios pe cât te crezi, și în realitate, balaurul ne fiind atât de mare pe cât crezi tu inițial. Dar toate astea nu se văd din mintea ta. Exact. Dar toate astea fac să te blocheze. Toate astea să te blochează. Te da. blochează și nu numai că te blochează, trebuie să spunem că anxietatea produce și efecte somatice. Absolut, da. Sunt o, multe efecte somatice pe care le produc. O să înșir câteva. Uh, palpitații, uh, tremurături, furnicături, uh, gură uscată, uh, senzații, uh, senzații digestive, uh, balonări. Uh, eh, practic este o gamă foarte largă. E greu să, să acoperi tot ce poate. Depinde de la individ la individ. În principiu te simți, te simți rău pe mai, multe, pe mai multe paliere, pe mm. mai multe paliere. E lumea a auzit și deja știe atacul de panică. Da. Cam așa. Parcă nu mai ai aer mm -hmm. și inima îți bate foarte tare și te-ai blocat. Te-ai blocat, da. Cam aici poate să ducă atunci când anxietatea nu ți e prietenă și o hrănești. O hrănești. Am să spun o, o mică poveste te rog, ne plac poveștile. Referitor la cum hrănești anxietatea. Anxietatea este ca un pui de tigru pe care cineva ți l-a lăsat la ușa de la intare, a bătut la ușă, tu ai deschis ușa și l-ai văzut. Puiul de tigru e mic, e simpatic, e drăguț, lei și îl bagi în casă. Te atașezi de el, îi dai să mănânce, probabil, nu știu, la început niște lapte, după care ușor, ușor mănâncă și carne, îi mai dai de la tine din porția ta și totul decurge minunat, te prieteni. Dar la un moment dat puiul tot crește, se transformă într-un mic tigrișor și vrea mai multă carne. Deja trebuie să aduci un animal, să-l tai, să-l să dai. Și el crește și mai mult, și mai mult. La un moment dat îți cere atât de multă mâncare încât uh, nici nu ai de unde să-i dai. Și dacă la început uh, el era, nu știu, mie una să spunem, plăcut, acum urlă, și nu te mai privește cu prietenie, te privește cu amenințare. Cam așa și cu anxietatea. Noi o creștem fără, fără să ne dăm seama prin uh, niște, uh, niște constructe men niște mentale, niște distorsiuni cognitive și prin intermediul unor comportamente uh -huh. care sunt ne, nepotrivite și le duc la creșterea anxietății. Uh -huh. De la început trebuie să spunem că cu toții facem asta. Absolut, dar unii da. sunt mai harnici în a hrăni tigru, și alții se gândesc: mai E frumos tigru ăsta, dar mai bine îl duc la zoo. Da, da. Și ne-am propus noi să să vorbim uh, despre fiecare mecanism de care spuneai tu, prin care noi suntem așa de creativi, să ne stimulăm anxietatea. Vrei să trecem la ele sau mai mm -hmm. vrei să spui ceva? Da, sigur. Da? Uh, tu ai pregătit foarte fain materialul, l-am citit și eu și mă, am să mă mai uit din când în când. Sunt. Uh, pentru că, până la urmă, suntem noi suntem creatorii acestei anxietăți prin hrana pe care o dăm. Dar cum facem? Cum recunoaștem? Ar fi aici câteva distorsiuni cognitive, spune teoria. Adică, prima ar fi gândirea dihotomică. Adică, ce vrea să zic? Ce facem noi care, prin această gândire, hrănim puțin starea de disconfort pe care ne produce da. anxietatea mai apoi? Am să vorbesc că puțin despre structurile cognitive ele se, întind, ele se întind pe trei niveluri. Nivelul central și cel mai profund sunt schemele cognitive de bază care sunt, uh, sunt dobândite în prima parte a copilării. Sunt foarte rigide, uh -huh. sunt flexibile, sunt foarte bine înțepenite în, în mentalul individului. Uh, ele dau naștere unor asumții, adică a unor formulări de tipul dacă, puncte, puncte, atunci sau a unor imperative de tipul trebuie să, Astea sunt asumțiile, iar mai, mai departe, spre exterior, merge la gândurile automate. Sunt acelea gânduri automate pe care noi le simțim. Că noi nu simțim structurile cognitive din spatele, gândurilor automate, ca să, putem, ca să putem interveni, dar simțim gândurile uh, automate. Exact aceste erori cognitive despre care uh, vorbeați, le sunt gânduri automate pe care noi trebuie să le corectăm. Să înlocuim, ele sunt iraționale, să le, locuim, să le locuim cu un gând rațional. Un gând rațional față de un gând irațional are trei caracteristici. Primul ar fi că este, este conform cu, cu realitatea, deci nu este distorsionat, este conform cu realitatea, se. Se pliază pe realitatea empirică, și al treilea rând este util, îți este folositor. Dacă una din aceste componente nu este atinsă, atunci spunem că vorbim de un gând irațional și ar trebui să-l să înlocuim. De exemplu, poate să fie un gând. Uh, un gând care să fie, să fie practic, să fie susținut empiric, dar să nu-ți fie, nu fie ție de folos. Și atunci... Nu, adică? dă un exemplu, să zicem. Uh, de exemplu, nu știu, să crezi să că poți ajunge ceva ce pentru, pentru care nu ai calitățile necesare. Fără să fii obiectiv la asupra persoana ta. Și da. neajungând provoce anxietate, pentru că. Da, exact, ai niște standarde nerealiste. Ești neputincios, ești exact. N-ai făcut acea analiză SWOT în care să vezi care sunt punctele tale, punctele uh -huh, slabe uh -huh, și care uh -huh. sunt oportunitățile și amenințările tale. Revenind acum la gândirea dihotomică. Așa, primul, primul mecanism prin care putem fi creatorii unei frumoase anxietăți pe termen scurt da. sau lung. Gândirea dihotomică este o eroare cognitivă de bază, printre ele principale. Ar fi util să scrie cineva și o carte despre așa. Eu am găsit ceva, dar nu foarte în detaliu. Gândirea dihotomică stă la baza multor tulburări de personalitate, stă la baza multor, stă la baza unor simptome de anxietate și depresie, pentru că ea te face să vezi doar în alb și negru și nu mai ajungi să distingi nuanțele de gri, pur și simplu nu le mai observi. Și uh, lucrul ăsta este foarte dăunător pentru că viața nu este doar în alb și negru, în viață sunt multe nuanțe intermediare. Deci această gândire de totul sau nimic și ca să dau un exemplu, cineva care crede ori sunt sănătos, ori, sunt, ori nu sunt deloc sănătos, adică vede sănătatea în termeni extremi. Adică orice mică problemă pe care are, deja o percepe ca fiind nesănătos. Și ca o boală și, și deja boală, ajunge da. să creeze cancer, moarte, de la da. o simplă durere de cap datorată, da. să zicem, aerului condiționat. Da, da. Uh -huh. Uh -huh. Și asta vine și din copilărie, când ni se spune, dacă mănânci tot, ești un copil bun. Da. Ești alb și negru. N-ai mâncat, ești un copil uh -huh. rău. Da. Și da. încet, încet în ajungem, în general, ajungem, da. În general, schemele astea se formează în prima perioadă a copilării prin interacțiunea cu persoanele apropiate, părinți, rude și noi și colegii de școală. Sigur, primim moștenirea genetică, dar și moștenirea modelelor de a gândi viața și de a o gestiona. Absolut, absolut. Filtrându-le și, filtrându și, prin moștenirea noastră genetică, pe care, cum ați spus, de fapt și aia tot o moștenim, în concluzie sunt destul de multe lucruri pe care le moștenim și care ne influențează și pe care, pe care nu putem să le schimbăm, cum ar fi moștenirea genetică și moștenirea acestor comportamente care care ne dau uh, ne, încurcă. ne încurcă. Da, prima, primul lucru e că atunci când putem fi conștienți că ceva, măcar conștientizarea faptului că ceva nu uh, îmi, îmi uh, disturbă starea de bine, satisfacția mea de, de viață și acel ceva mă face să mă gândesc că aș putea apela la un specialist, ăsta e un lucru foarte bun. Adică e primul moment în care pot schimba, pot învăța alt stil da. de gândire. Pentru asta trebuie un anumit insight Uh -huh. o anumită iluminare ca să spunem că ai nevoie de probleme pentru că omul are atât de multe mecanisme de apărare ale euului, încât, încât nu e conștient că are probleme și nici nu vrea să fie conștient că are anumite probleme. Cum să recunosc că, că nu e sănătos pentru mine să gândesc așa, când da. așa am învățat că e sănătos să gândesc Da, adică... și nu nu e ușor să admiți față de tine, da, domnule, sunt anxios, am niște probleme de anxietate, mai ales în cazul bărbaților, care se presupune că trebuie să fie bărbat. bărbat, bărbat nu are nicio problemă. Bărbații da. nu, plâng niciodată. nu plâng niciodată. Așa. Următorul. Alt mecanism prin care, iarăși, putem fi magicienii, cum să zic eu, expandării anxietății. Suprageneralizarea. Suprageneralizarea. Suprageneralizarea înseamnă să, să pleci de la un, evenim, un eveniment individual și să-l extinzi, fără argumente logice, la întreaga gamă de, de procese. De exemplu, dacă eu am picat un examen la facultate să, să, spun că doamne am ratat toată sesiunea, gata am ratat toată sesiunea. Exact, ba asta mai azi. mult, sunt ratat în da. cariera asta de nu știu ce da. ne-am ales ar acolo. Da, o... Supra -generalizare. Supra -generalizare. Sau dacă un bărbat, apropo de relații, un partener la un moment dat mi-a mi adus o stare de disconfort, m-am mi certat, mi-a zis ceva. Da. Voi genera, suprageneraliza că toți bărbații. Exact. Da? Exact. Și ce voi face? Că aici e pericol. Ok, suprageneralizez. Nu voi mai dori să-mi găsesc un alt partener. Voi rămâne în casa mea, în viața mea și mă voi izola, ceea ce nu este sănătos pentru un om, pentru că Absolut. avem nevoie să socializăm. Da. Ok? Mergem mai departe? Mai avem ceva de spus aici? Nu, putem merge mai departe. Etichetarea. Asta este așa de frumos. Etichetarea, da. Obișnuim să etichetăm și pe ceilalți, să ne etichetăm și pe noi, fără să avem argumente cu adevărat raționale. Exact. Uh, un model de etichetare ar fi. Uh, uh, sunt uh, sunt anxios. Să, să spun că sunt anxios doar dacă am avut un singur gând uh, un gând uh, negativ, să-l să generalizez și să spun că sunt, uh, sunt anxios. Sau să spun despre cineva că este incompetent doar pentru că a, a avut o singură scăpare în comportamentul, neglijând toate celelalte comportamente ale lui când a fost. Uh, când a fost competent. Da, pentru că avem și, probabil există și aici din distorsiuni, avem și o predilecție în în evidență negativ. Da. Toate aceste distorsiuni, ele nu sunt atât de separate, după cum o să ele se și interconentează între ele, astfel încât ai toate șansele dacă dezvolți două, trei Erori cognitive, să, să le acoperi și pe celelalte, uh -huh. cum spuneam, ele se leagă și sunt, uh, și sunt unele de bază, cum e gândirea dihotomică, de exemplu, care te duce și în alte distorsiuni uh, da, da, da. distorsiuni cognitive. Și cu etichetarea pe, pe situații, intru undeva și observ o, o situație pe care eu am întâlnit-o poate în alt context, nu știu, un anumit uh, discurs a cuiva, care. Atunci îl întâlnesc prima dată. Dar seamănă cu un discurs din memoria mea a unui om pe care nu l-am prea îndrăgit. Și ce fac eu? Etichetez. A, ah, deci deja aici nu merită. Da. Mai bine plec, da, mai. Prin asociet, bine. asocieri exact. mentale. Exact. Uh, fără să ne dăm seama, prin gândurile automate de care spuneam, uh, nu mai acordăm noi persoane. Uh, credit, credit, exact, și exact. Atunci uh, suntem prinși de această eroare cognitivă care ne acaparează. Gândurile automate sunt gândurile în care uh, rar, nu prea, rar ești conștient de ele, de asta și rolul terapiei este ca tu să fii conștient de aceste gânduri automate, să le poți ca să le poți schimba. Și aici m aș duce un pic cu, cu gândul uh, să vorbim puțin, o să continuăm și cu celelalte, dar a, aș vrea da să vorbesc despre modelul ABCD al uh, al modelul ABCD Cognitiv. A, B, C, D, E? E. Cinci, da? E, okay. Da, cred că sunt cinci. <laughs> Formulat de Aaron Beck, unul din fondatorii psihologiei cognitiv-comportamentare, el spune așa, și asta poate să fie și motul emisiunii noastre, felul în care gândești determină felul în care te simți. Deci, practic, în jurul acestui moto ne, ne învârtim. Și el spune așa, Că nu ceea ce se întâmplă creează ceea ce tu simți, ci modul cum interpretezi tu ceea ce se întâmplă. De exemplu, dacă tu uh, acum ai uh, furie, să spunem, sau anxietate, că toți suntem la anxietate, atunci evenimentul activator A care se petrece este interpretat de B, convingerea ta disfuncțională, astfel încât tu simți acel C, acea furie. Și atunci, că e D, e atunci tu ce ai de făcut? Ai de intervenit la B ca să-l schimbi cu un gând rațional și să transform noul într-un sentiment rațional. Cam asta este modelul de intervenție în terapia cognitiv-comportamentală cu aceste erori cognitive despre care, Încercăm să le enumerăm Și le, le parcurgem imediat. Adică, un gând al meu, care are la bază convingeri, în, încercând să traduc mai simplu, da. uh, care are convingeri, da, convingerile pe care mi le-am format până acum din, în viața mea, am 30 de ani, am 40 de ani, uh, m-am născut într-o anumită familie, am primit anumite convingeri de la ei, dacă faci așa o să fie bine, dacă faci așa nu o să fie bine, da, mai văd, și mai am și o experiență în viață și ajung la o anumită vârstă, cu anumite convingeri. Bune sau mai puțin bune? Raționale sau. Iraționale. Da. da? Și gândul acesta îmi provoacă, eu gândesc, în această încăpere nu mă voi simți, cu acești oameni nu mă voi simți bine. De ce? Pentru că am simțit eu așa din experiența mea. Și atunci, din start, tu te, te referi la faptul că va avea impact asupra emoției mele. Și da, nu mă voi simți bine. Pentru că Absolut. gândul ordonă cumva stării mele de afective. După care mă voi comporta la fel, da? Nu voi sta liniștit pe scaun, voi vrea să plec, Absolut. nu voi intra în, în interacțiune și în discuție cu ceilalți, adică gând, emoție, comportament. Cogniția este principalul furnizor de sentimente de reacții psiho psihologice, de biologice. Deci este un întreg ansamblu de stări și de sentimente și de gânduri care pleacă de la acea uh -huh. cogniție disfuncțională. Acel exact. gând, mai simplu exact. spus. Exact. Vestea bună este că noi suntem creatorii gândului și noi putem să descrem acel gând. Da, absolut, Cum spuneai prin tu, prin, te... prin conștientizare, printr-un ajutor, un ajutor utic. terapeutic, da. uh, și m, prin uh, o muncă cu, cu sine însuși, putem uh, determina aceste gânduri automate și să ne înlocuim. Dar pentru asta avem nevoie de informații. Mm -hmm. ca să, și exact. asta încercăm să facem și noi acum. Asta să facem. Exact, exact. Dar să revenim la uh, arătatele spectatorilor, cum, uh, cum creem de fapt acea. <coughs> acum suntem cum ar veni, asta instrumentele. Malefice, prin care creem anxietatea, da? Fiind conștienți de aceste instrumente, putem să lucrăm cumva, să nu le dezvoltăm sau să fim împotriva lor. După etichetare, ai scris tu aici, dacă vrei, poți să te uiți pe foi. Da, I o să, o să da? mă uit. Când mă bucur să... că eu, atunci când e nevoie de a re reda din teorie, nu sunt uh, de nota 10, da? Deja sunt convingerile mele. <laughs> Așa că eu prefer foile. Imperativele categorice. Imperativele categorice. Da, asta este iar o eroare cognitivă foarte importantă. Dacă nu mă chiar în horne, a descoperit aceste, acest trebuie care ne dă foarte, foarte mari bătăi de cap. E pentru că trebuie este un stil absolutist de gândire. Iar în terapia cognitivă comportamentală noi învățăm să gândim preferențial, nu absolutist. Adică, în loc să spun, trebuie să mă placă colegii, uh -huh. aș putea să spun, aș prefera să mă placă colegii, uh, o să fac tot posibilul astfel încât colegii să mă placă, dar dacă nu o să se întâmplă, atunci nu va fi o tragedie. Exact. Deci, iată cum am formulat dintr-un trebuie absolutist, am făcut o formulare preferențială. Exact. Este, de, este de la sine înțeles că în momentul când gândești imperativ de tipul trebuie să în interiorul tău se creează o stare de presiune. Iar acea presiune nu are cum să-ți facă bine. Și ea se extinde în toate ariile vieții. Și așa o de exemplu, poți să ajungi la un stil de viață perfecționist în care totul trebuie să, totul trebuie să fie perfect, totul trebuie să fie aliniat, vrei să fii și perfect la serviciu, vrei să fii și soția perfectă, vrei să fii și mama perfectă și îți dai seama că funcționezi tot timpul pe presiune. Iar una dintre întrebări pe care le adresăm clienților sau pacienților, depinde de școala de formare în psihoterapie, și dacă nu se întâmplă asta, să nu fii perfectă, da. Să nu fii iubită sau iubită de toți colegii sau apreciat. Ce se întâmplă? Partea frumoasă este că ești iubit de ceilalți, ești apreciat de ceilalți tocmai atunci când nu vrei să fii perfect. Pentru că în momentul când vrei să fii perfect, crezi o stare de presiune și în jurul tău. Presiunea pe care ai tu o transmit și celorlalți. Și atunci nu te ajuți nici pe tine, nici pe ceilalți. În momentul când ne când ne arătăm vulnerabilitățile, când ne arătăm imperfecțiunile, devenim mai plăcuți și față de ceilalți. Deci pentru un, un prim un secret așa ar fi că în viața noastră să fim atenți la frazele care conțin trebuie da. și să le reformulăm, cumva eliminând din, bineînțeles, trebuie și să ne vedem că reformulând s-ar putea să fie cu totul altceva. Da. Din, se schimbă, se schimbă starea interioară, dispare uh -huh, acea uh -huh, presiune, dispare uh -huh. acea presiune. Uh, trebuie, este și o formulare uh, egoistă, ca să spun așa, egocentrică, pentru că când spui, trebuie. Practic, te erijezi într-un mic Dumnezeu, în care totul trebuie să întâmple așa cum crezi tu. Dar lucrurile nu se întâmplă așa și atunci e nevoie de, o, de un stil preferențial, mai relaxant. Adică adaptat la ceea ce e viața ta, la ceea ce da. ești tu, când te referi la stil preferențial. Da. Adică nu o să ajungem nici la extrema care apare în budism, care spune că dorința este nefericire, de să eliminăm toate dorințele, e un ceva extrem, greu de realizat. Dar putem să ne exprimăm dorințele într-un mod preferențial. Exact cum am spus, aș prefera, aș prefera uh -huh, îmi doresc uh -huh. să am o mașină, aș prefera să o am, dar nu o să sufăr enorm dacă nu o să o am ăsta și o să mă iau la anul. Da, aș prefera să mă placă toți colegii, dar dacă nu o să mă placă exact. chiar toți, e bine și așa, nu o să mă, mă facă pe mine să cred despre mine că nu sunt bun la nimic, da. ci accept că uneori oamenii sunt diferiți. Psihologia cognitivă spune că dacă reușești să-ți formulezi astfel de dorințe în mod preferențial, poți să ai oricâte dorințe vrei, nu, nu propune o limită de dorințe, doar să le, să le formulezi în modul ăsta sănătos. Mm -hmm. Cumva așa mai simplist, înlocuim trebuie cu aș prefera, ar fi bine. Ar fi bine Dar, dacă... Aș put... Dar dacă... Dar dacă... Nu să fac o tragedie din asta. Așa. Aș prefera să, câș să câștig jobul ăsta, să fiu aleasă în job ăsta, la jobul ăsta. Și gândind în termen de anxietate, să-mi produc anxietate, aș, aș spune, pentru că dacă nu obțin jobul ăsta, nu sunt bună de nimic. Da. Și așa mai departe. Și mă duc cu frici, cu neliniști, cu anxietăți, și ajung și la uh, stări depresive. Pe când, dacă aș gândi sănătos, aș spune aș prefera să iau jobul, dar dacă nu-l iau, poate n-a fost pentru mine, poate a fost mai bine așa, poate trebuie să mă pregătesc mai bine. Da. Ceva bun tot este din asta. Dar ca să ajung să gândesc așa, îmi trebuie puțin exercițiu. Da, pare, pare, ceva simplu de făcut, dar dacă te autoanalizezi și te uiți la tine însuți cum, cum îți formulezi aceste gânduri, vei observa că de foarte multe ori acest trebuie te domină, uh -huh, te domină, și cel uh -huh. mai bun indicator este presiunea. Când simți o presiune de care nu știi de unde vine un, o, disconfort, un disconfort așa, așa disconfort așa și e general, înseamnă că ai formulări de tip absolutist. Și trebuie să, vezi, ar fi de preferat să Ar fi, da. <hără> ar fi de preferat să, să fii atent la ele și să le identifici, și să le corectezi și astfel să ai un mod de gândire mai mai rațional și mai sănătos. Mai sănătos, exact. Așa, personalizare, imperativele categorice a fost așa, personalizarea, cumva cu trebuie, am ajuns noi aici. Nu, mai e ceva de spus la personalizare? Personalizarea, cred că am, am punctat-o când seamănă și cu personalizarea, este când îți atribui ție un, un rol mai mare decât este în realitate. Mm -hmm. cu, cu alte cuvinte, să spunem, eu sunt vinovat de eșecul copiilor mei. Ceea ce nu este adevărat. Tu ai doar o parte din vină, dar nu poți să spui că tu ești vinovat de eșecul adică, lor, întregii lor, da, 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 Întregii da, da. familiei. Atunci personalizez uh, totul uh, asupra ta. Asta ar fi personalizarea. Da. Sau uh, te duci undeva într-un uh, într -un, uh, grup profesional și îți dai tu seama că ei nu prea se pricep. Uh -huh. Și atunci te apuci, trebuie să fac eu tot. Da. Și uneori îți iese. Și asta e, asta e prost că uneori îți iese, pentru că vei face de fiecare dată la fel, dar da. cu efect asupra de energie cheltuită a ta, care se regăsește după aia, plătești undeva. Dar dacă ai fi atent și n-ai luat supraț că așa gândești tu, că trebuie să fac tot, da. ar fi mai, mai bine și ai avea și ceilalți spațiu să desfășoare. Corect. Citirea gândurilor. Asta e, arăși, e fain Da, citirea gândurilor. Da? e foarte interesantă pentru că ea e un fel de are ceva magic că îți imaginezi că întotdeauna că știi tu ce gândește celălalt și la, știu eu ce gândește asta, că l-am văzut eu cum se uită la mine sigur se gânde... și culmea este că ceea ce tu crezi se întâmplă de foarte puține ori să, exact. g să gândești exact. și mă gândesc aici la Persoanele cu fobie socială cât sunt, să spun, chinuite de această eroare cognitivă pentru că în momentul când ies într-un într spațiu public, se afișează în fața la mai multe persoane le vine în minte ideea, ia uite cum se uită la mine, sigur o să, sigur mă analizează, o să vadă că sunt incompetent și începe un, un Sigur întrean, nu le place. Sigur de nu mine. le place de ce am venit aici și ce face? În, cu aceste gânduri și această evitare își întărește, de fapt, fobia care o avea și mai mult. Uh -huh. Da, Asta aș, aș da. puncta la, la eroarea asta cognitivă. Da, pentru că gândindu-se a a ridicat așa o sprânceană când am spus eu nu e de acord cu mine, înseamnă că n-am ce am spus nu e bun, mai bine tac exact. din gură și mă retrag eu. Și eu uh -huh. mă retrag față de acea interacțiune, iar omul din fața mea acceptă această retragere, dar de eu cum o interpretez? Aha... Am da. avut dreptate, de fapt. Nu -a... Era adevărat ce am gândit da. eu, ce am citit eu în gândurile Foarte mele. Foarte bine ați punctat cum, de la o simplă ridicare de sprânceană interpretată, interpretată greșit, să ajunge la un întreg lanț uh -huh. de erori cognitive și, până la urmă, de o defazare față de realitate. Și trăiești în realitatea ta, fără ca măcar să știi că ceea ce ai gândit tu nu era, da. nu era deloc adevărat și persoanele respective chiar s-ar fi bucurat. Exact. să te cunoască, s-ar fi bucurat să se apropie de tine, dar fi, tu fiind atât de închistat în propriile gânduri și în propriile limitări, nu reușești să, să treci de ele. Este o poveste frumoasă cu un împărat japonez care merge la vânătoare și într-un lac, cum stătea pe marginea așa, este un balaur și el fuge. Da? Peste o săptămână îți duce iarăși la vânătoare. Și iarăși ajunge în dreptul lacului și iar vede acel balaur și iarăși se retrage. Termină cu vânătoarea, nu mai vânează, nu mai face nimic. Două, trei, patru La un moment dat încearcă să meargă pe un drum și balaurul, când s-a dus în oară în încercarea lui de a face, de a produce acea vânătoare, balaurul după el. La leargă, la leargă și la un moment dat asta nu mai poate ajunge în fața unui zid într un pietre de uh, munte și se oprește. Na, asta e. Se întoarce și balaurul zice, Doamne, de când te aștept? Vroiam să-ți dau un secret al înțelepciunii și tot fugi de mine. Cam așa e cu citirea gândurilor. Habar nu avem ce e acolo, numai că din păcate noi gândim uh, păgubos pe pentru noi. Și da. E mai bine să lăsăm să se desfășoare lucrurile și să vedem ce se întâmplă. Uh -huh. Ce riscăm? Da, așa este. Dar ne este frică, știi de ce da. ne este frică? De penibil, să nu ne facem. Da, doar? ne este frică să, să nu fim criticați, să nu ne facem, uh -huh. să nu devenim penibil, să nu. Uh -huh. Uh -huh. Uh, asta se întâmplă când ai o părere proastă despre tine, când ai o schemă de deficiență. Uh -huh. Uh -huh. Zici, nu vreau să, că nu vrei să te cunoască lumea cu, de, cu adevărat, pentru că tu nu ai o părere bună despre tine. Da, și singurul câștig pe care îl poți avea este că o profeție împlinită. O profeție, Am zis eu că ăștia au da, părere fooar, proastă de Da, 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 de, da, de, da foarte. Asta e singura satisfacție, bine. din, din, din păcate. Că de multe ori se întâmplă ca din persoanele respective, chiar dacă inițial ei nu au gândit rău despre tine, dar fiindcă tu ești atât de ostil și atât, e posibil că l un moment dat să primești la rând o reacție reală de ostilitate și din partea celorlalți, dar pe care tu ai creat-o. Exact, e oglindat o da. au profeție autoîntâlnite da. despre care foarte bine ați amintit. Da. Pentru că noi trăim prin autoprofeții împlinite și ne, 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 ne sedimentăm și mai mult schemele cognitive pe care le avem prin, prin aceste profeții. Exact. Mă, mă întâlnesc cu cineva, mă duc când iarăși într-un cerc sau ce alt exemplu. Mă duc la un, un interviu, la un job, dar mă duc și când intru acolo, văd că. Doamna respectivă avea o sprânceană ridicată sau se uită deasupra ochelarilor. A, ah, deja eu am tras concluzia, nu, nu mă vrea, nu mă place. Și eu, având acest gând, care este incorrect, dar uh, am citit eu gândurile ei, cu ghilimele de rigoare, nu mai dau interes uh, interviului. Nu mai, mă retrag eu, și cum spuneai, sunt eu aricită, am o. o se vede pe mine disconfortul exact. pe care cea, persoana din fața mea îl, 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 îl interpretează, păi, n-ai niciun interes pentru acel job. Absolut. Da. da, și comportamentul. De în aproape în aproape se împlinește profeția mea. De fapt, ea nu m-a plăcut, dar nu m-a plăcut. Ea nu avea nicio treabă. De fapt, mm -hmm. eu. Ea poate era neutră. Exact. Sau poate chiar te plăcea. De fapt, eu am intrat în rolul mm -hmm. gândului meu, că nu sunt plăcută. Și da. l-am împlinit. Și profeția auto împlinită întărește schema exact. deficiență, și data viitoare când te vei prezenta, vei fi și mai. Uh, și mai pătruns de aceste erori cognitive. Pentru că tigru se face tot mai mare și da, odată hrănit, odată exact. hrănit uh, el cere mai, mai multă anxietate. Exact, l-am hrănit ca, am zis eu, după care, oricum, toate femeile care participă la interviu din comisia de interviuri au ceva cu mine și, da. încet, oricum, eu nu sunt bună pentru acea, nu știu nimic din ceea ce trebuie și, uite, așa, îmi produc singur, îmi hrănesc tigru. Mergem mai departe? Uite, iarăși, ghicirea viitorului. Da, suntem ghi buni și la asta. La ghicirea viitorului. Da, ghicirea viitorului se referă la la atribui atribuie viitorul unor situații pe care tu nu ai toate datele pe care, pe care să afirm lucrul ăsta. Uh -huh. De exemplu, de la o simplă pată pe piele, tu să spui, sigur, am o boală gravă de piele. Și cumva anticipezi un viitor care nu are legătură cu realitatea. Da. Dezvolt. De la o Dezvolt. aluniță, sigur, da. am ceva, cum spuneai da. tu, sigur, e, e cancer. Mă refer la persoanele care au anxietate de sănătate uh -huh. la și orice semn, orice orice urmă minusculă, orice amorțeală, orice este interpretată în mod eronat ca fiind ca fiind diagnosticat ca o boală, ca o boală gravă. Și asta, asta ar fi mai pot fi și alte exemple de prezicerea viitorului, dar momentan <cute> asta mi-a venit acum în minte. Da, pentru că asta merge cu catastrofizarea. <cute> da, catastrofizarea este iar o, o Eroare cognitivă de bază, pentru că ea se leagă și de acel trebuie despre care spunea. Uh -huh. Catastrofizarea înseamnă să spui despre un, uh, despre un lucru pe care ți se lansează, că este groaznic, că este cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla. Uh, și dacă ei și analizezi bine de câte ori spune, Doamne, groaznic ce mi s-a întâmplat, nu se putea ceva și câte lucruri. Nu sunt mult mai. Exact. Uh, mult mai exacte, mult mai. mai groaznice uh, da. decât, uh, decât uh, am formulat noi. Și uh, această, această eroare cognitivă creează. creează foarte multă, uh, foarte multă panică și susține, susține mult anxietatea ca ea să, să crească. Și referitor la asta, Albert, eli să avea o povestioară un pic, uh, să spun așa, mai dură, ea, da, trebuie să prindem esența. El spunea că atunci când uh, imagine, spui că ți s-a întâmplat cel mai groaznic lucru, te-a spus că nimeni nu poate să, să, să spună așa ceva pentru că s-a gândit la cel mai groaznic lucru care se poate întâmpla să fii tăiat cu lama, de exemplu. Da. să presupunem că ăsta ar fi cel mai groaznic. El spune până și viteza cu care te taie cu lama poate să fie diferită și atunci există unul mai groaznic ca tine. Asta... Exact, exact. Da. Iar din, să zicem, din terapia de cuplu, da? Când vine o doamnă sau un domn și zice, e groaznic, viața mea este s-a terminat, m-a da. părăsit sau ea sau el. Nu și, mai văd nicio șansă. Da. Că... Și după două, trei luni, Realizează că, de fapt, a fost un lucru bun în viața lor, pentru că așa au putut să-și construiască un alt cuplu în altă parte cu o altă persoană și să fie cu adevărat fericiți. Da. Și de câte ori nu, nu ni s-a întâmplat în viață să uh, descoperim că, de fapt, acel lucru groaznic a fost, de fapt, un dar de la viață în care să rezolvăm o problem. Absolut, da. Și de asta ar fi bine atunci când ni se întâmplă ceva groaznic să respirăm și să ne gândim, ok ce se întâmplă bun cu această situație, ce pot extrage bun din această situație sau din această experiență pe care o trăiesc. Sau să ne gândim, de exemplu, că să ne gândim la ceilalți care trăiesc lucruri mult mai, exact. mult mai grave decât noi. Exact, exact. Bun, asta e apropo de educația copiilor care uh, primesc prea, prea pe tavă totul și nu mai fac față, n-au toleranță la frustrare. Este acum sau... Da altfel nu sunt, sunt cei mai neiubiți copii sau cine știe ce fraze da, au. Și totul devine groaznic. Exact. E da. nevoie să învățăm și cu toleranța la frustrare și Absolut. cu amânarea recompensei. Nu toate acum aici, ci um, există o perioadă, există lucruri care le poți câștiga și lucruri pe care nu le poți câștiga, există da. lucruri pe care le poți pierde, există lucruri pe care poți să le faci și lucruri pe care nu poți să le faci, dar asta nu înseamnă despre tine că nu ești bun, ci că n-ai putut face acel lucru. Și multe da, alte. Foarte, foarte bine că ați, ajun, ați adus discuția la toleranță, la frustrare pentru Așa. că ea este generatoare de multe, multe erori cognitive, multe dintre cele amintite acolo pe foaie. Da, foarte important să dezvoltăm toleranță la frustrare, toleranță la imperfecțiune, uh -huh, uh -huh. toleranță... Ceea ce este foarte greu, scuză-mă, în moment, în condițiile în care modelul perfecțiunii, apropo de... Uh, Corpul fizic, de cum trebuie să arate un corp pentru adolescenții de astăzi, și e atât de bine implementat cum trebuie să arate, încât copiii nu mai au reper de normalitate, ci de da. hiperbolizare, apropo. Așa, ce, spune ce mai spuneai? Nu, asta, asta vreau să-mi amintisem de, de toleranța la frustrare și cât de important este să o, să o dezvoltăm alături de intoleranță la imperfecțiune, la incertitudine. Uh -huh. iar Exact, exact. O să ajungem și la toleranță, la incertitudine, la fundament de anxietate. Vrei să-ți spun câte minute mai sunt din cele 50? Cât? 10. Am vorbit, 40 de minute. <laughs> am vorbit, hai să vedem exact ce să punctăm repede ca să cuprindem cât mai mult din ce ne-am propus. Eu zâmbesc cu Olivia pentru că Olivia zicea Doamne, 50 de minute, cum o să acoperim noi cu toată informația? Și vreau să-ți spun că din tot ce am pregătit, nici măcar n-am trecut de prima pagină. Da. Ok. Uh, ignorarea pozitivului. Ignorarea pozitivului uh, înseamnă aceste erori cognitive acționează ca niște filtre, practic. Mm -hmm. Hai să facem o metaforă ca să înțeleagă lumea și mai bine. Uh, schemele noastre cognitive sunt ca niște ochelari aburiți pe care ni punem și nu mai vedem, uh, nu mai vedem uh, corect, vedem totul distorsionat. Și filtrele, ignorarea filtrului pozitive. Uh, e ca și cum ochelarii tăi nu mai văd pozitivul. Vezi doar negativul, tot ce ține de pozitiv este în area, nu este în area ta de acțiune. Și atunci uh, poți să, să crezi, de exemplu, ceea că nu mi se întâmplă nimic bun. Exact. Și se ție. Se întâmplă da. și lucruri bune, dar fiindcă ai această eroare cognitivă, nu mai poți să le. Se le pe, pe cele. vedem doar ce un defect, deci dacă dintr-un vas întreg de fructe unul are o pată, eu am fructele stricate exact, vedem doar aia exact. Ignorar, filtrarea negativă, judecata afectivă, judecăm cu, cu sufletul și nu cu, cu emoția și nu cu gândul, blamarea orientarea plină de regrete către trecut le-am enumerat da despre ele sunt convinsă că o să vorbim într-o altă întâlnire a, a noastră. Aș vrea doar să-mi spui ce facem cu ele, pentru că mai avem 5 minute. <laughs> cum, cum, cum putem lucra cu ele? Câteva, câteva fraze în care să înțeleagă telespectatorii. Ok, am încercat să-i facem conștienți lucrurile acestea, sist, sistemul ăsta de gândire uh, inadecvat pentru noi, s-ar putea să ne ducă la o stare de anxietate. Ce facem când aceasta s-a instalat? Când se instalează starea de anxietate, în general, e destul de greu să, să facem ceva foarte rapid. Singur, mai ales singur, singur. Mai ales singur, pentru că deja, gândurile automate s-au pornit serios peste uh -huh, noi. Uh -huh. E foarte important că nu avem starea de anxietate să conștientizăm ceea ce gândim, astfel încât să putem corecta înainte să vină să vină starea de anxietate. Și lucrul ăsta îl faci prin modelul ABCD despre care tocmai am vorbit. Adică sunt atent, sunt atent acest stare, acest stare am în momentul de față. Să presupunem că e o ușoară stare de anxietate, deci nu foarte puternică. Asta care este sănătoasă? Care este -un anumit, deci anxietatea în gradul mic este sănătoasă. Dar presupunem că la un moment dat ea devine un pic nesănătoasă, și atunci eu trebuie să mă gândesc ce gând îmi trece prin cap. Uh -huh. Și o să văd că în momentul când mă simt așa, îmi trece gândul, o să leșim o să mi se facă rău și o să leșin. Mă gândesc la un mic atac de, de, panică. O să leșin. Atunci eu trebuie să mă gândesc. Gândul ăsta este rațional? Mi-a mai, fost, mi mai fost vreodată rău așa? Da. Am leșinat? Nu. N-am leșinat. Adică încerc să corectez gândul irațional care stă, care stă în, în, spatele, în spatele anxietății. Și... Un alt lucru pe care mai putem noi să-l facem este să, să acceptăm anxietate. Că tot o să vorbim și despre acceptare. Anxietatea devine puternică atunci în momentul când nu o accepti, când, când o reprimi, când o eviți. Dar odată acceptată, ea crește în intensitate, pe o perioadă scurtă de timp, dar după aia scade, pentru că creierul se, se obișnuiește, se, se, se habituează, cum se spune. Adică e normal să am o stare de neliniște. Să normalizăm, da, da. e exact. normal, uite, acum am anxietate, e normal, sunt un pic axios, dar de obicei noi ce facem? Ia -i. Începe să spunem, este groaznic, am anxietate, eroarea cognitivă despre care, despre care aminteam, anxietatea nu o să, nu o să termine, o să rămână așa, avem impresia că, e, că ea nu, nu va mai înceta. Uh, nu este normal să am anxietate. Poți să crezi nu este normal, iar. Uh, Ceea ce este un gând total incorrect. Da, da, toate astea amintite sunt gânduri total incorrecte, care nu fac decât să perpetueze mai multă uh, anxietatea. Dacă am, am accepta aceasta și am, am fi dispuși, am avea dispoziția să o trăim, ea și-ar face, să zic, jocul o perioadă, apoi s-ar liniști. S-ar da, ventila, cum am zice noi. Da. S-ar evapora. Dacă nu o trăiești, nu înseamnă că dispare. Rămâne acolo da. și se transformă. Mai urât. Și, și făcând, făcând bucurul ăsta de acceptare al anxietății atunci când, când ea este, poți să realizezi și restructurarea cognitivă mult mai, mult mai simplu. Adică înlocuirea gândurilor irraționale cu cele raționale despre care vorbeam. E foarte important întâi să accepti. Carl Rogers spunea, paradoxul este că atunci când mă accept pe mine, încep să mă schimb. Exact. Conștient. Deci e different. foarte greu să faci o schimbare fără să accepti cum ești în momentul prezent. Chiar mm. și anxios fiind. Adică primul pas este... Dacă ar fi să te dai exemplu pe tine și pe mine, da? da. Am intrat în uh, emisiune și aveam emoții, emoții da. din ce în ce mai puternice. Aveam o stare de anxietate, da? Da. Ce am zis prima dată? Ce ar fi fost sănătos să ne spunem în momentul ăla? Sunt anxios. E ok. E ok. Sunt uh neliniștit să zicem. Ne gândim la toți artiștii mari, la toți oamenii de televiziune care toți au degradat, domnule, eu chiar și acum, când intru într-un studio de televiziune, eu mai am emoții. Am impresia să credem că cei care sunt foarte familiarizați cu asta nu mai au deloc emoții, și... dar, de fapt, emoțiile sunt uh, ceva firesc. Impresc, și asta da, mi-aduc aminte, așa că îmi trec în mini-mini-mini secunde nano mai știu că e o unitate foarte mică, între gândurile prin cap, ok, îs neliniștit dar e normal pentru că așa pățește toată lumea punct, am, da. am conștientizat-o, ce fac după aia? s-ar putea să treacă prin cap, trebuie să fiu la de nota 10, că altfel o să mă fac de râs, că altfel o să zic o prostie și dacă o să zic o prostie nu o să, se mai, nu o să mă mai asculte nimeni când o să am ceva de zi. Încep gândurile astea. Încep gândurile, da, prin asociere într-un gând în altă. Eu aș propune în momentul respectiv să faci o tehnică de tip mindfulness, Așa. în care să respiri, să respiri amplu, și să te concentrezi pe respirație, să te concentrezi pe cum iese și intră aerul în plămâni. Să poți să te concentrezi aici, la baza nasului, să simți cum intră și iese aerul, fără să ai niciun alt gând. Și dacă mai vine un astfel de gând, îl lași să treacă și tu te concentrezi în continuare la respirație. Asta va potoli. Va potoli toată, toată efuziunea aia de exact. erupția de gânduri catastrofale. Da, și în timp ajungi la o stare de, Event. de platou care îți permite să să-ți continui activitatea. Și să fii prezent acolo, cu da, tine și asumat. Oliviu, da. Olivius, mulțumesc frumos! Vreau să zic că s-au terminat cele 50 de minute. Ce repede au trecut. Ce repede au trecut. Avem foarte multe de vorbit, așa că o să ne mai vedem. Te rog eu frumos să, să mai facem o emisiune în care să dezvoltăm ce am punctat astăzi. Da, cu drag. Da? Să... Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Mulțumim telespectatorilor și le urăm să, aibă, să fie atenți la gând, la emoție și la comportament. În ce ordine vor ei? O zi bună, la revedere!